Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint astăzi emisiunea La Ordinea Zilei din Polonia, din Auschwitz. Chiar pe străzile Auschwitzului sunt împreună cu colegele mele, Cristina Olariu și Cristina Bejinar. Am venit să vizităm Auschwitzul. Vă amintiți toate ororile celui de-al doilea război mondial și ale nazismului, toate distrugerile provocate de Hitler și de filozofia lui demonică. Chiar acum, stimați ascultători, sunt aici la intrarea în lagărul de concentrare Auschwitz, unde scrie deasupra, probabil cunoașteți poza clasică, Arbeit macht frei, munca te face liber. Da, munca acelor călăi care au ucis milioane de oameni, i-au făcut liber pe acele milioane de oameni, i-au făcut liber de viață. Pentru început, câteva date concrete, Cristina Bejinar, cu câteva date concrete despre Auschwitz. În Auschwitz, unul lagăr inițial de concentrare care a fost folosit ca centru administrativ pentru tot complexul, a fost locul execuțiilor a aproximativ 700.000 de persoane, majoritatea prizonieri de război polonezi și sovietici. În Auschwitz II, Birkenau, a fost un lagăr de exterminare, unde cel puțin 1,1 milioane de evrei, 75 milioane de polonezi și circa 19 milioane de țigani au fost uciși. În Auschwitz III, care a fost folosit ca lagăr de muncă pentru uzina Bunaverke, aparținând centrului Farben. Numărul exact de victime nu este cunoscut, dar majoritatea estimărilor contemporane sunt în jur de 1,6 milioane. Aproximativ 700 de deținuți au încercat să evadeze de la Auschwitz, dintre care aproximativ 300 au reușit. Pedeapsa obișnuită pentru încercările de evadare era moartea prin înfometare. Familiile celor care reușeau să evadeze erau uneori arestate și trimise la Auschwitz pentru a opri alte încercări. Printre experimentele făcute de naziști la Auschwitz se numărau injectarea unor substanțe chimice direct în ochii copiilor în încercarea de a le schimba culoarea, diverse amputări de membre și alte operații brutale. Un alt experiment monstruos a fost introducerea deținuților în cazane cu apă fierbinte pentru a vedea până la ce temperatură rezistă omul înainte să moară. Cristina Olariu, în continuare. Ne aflăm între clădirile dispuse simetric, egal, un fel adevărat sanctuar al morții, dacă am putea spune așa. Aici mii de oameni au intrat cu disperarea în suflet, copii, mai ales copii, mă gândesc la cei peste 11.000 de copii care au ajuns aici. Doar 3% dintre toți cei care au ajuns au supraviețuit. Dar dincolo de supraviețuire, mă întreb care a fost drama acestor oameni. Lupta pentru a supraviețui unei temeri de moarte, unei agonii incredibile. Și mă mai gândesc la un lucru în timp ce scrâșnește nisipul sub tălpile noastre aici. Mă gândesc la drama din sufletele torționarilor. Tocmai am ieșit din curtea unde se desfășurau execuții. Câteva mii de oameni au fost executate la zidul de execuție prin împușcare. O moarte mai simplă, am putea spune, față de celelalte crime violente care se petreceau aici. Dar mă gândeam la cei care ieșeau vii pe poarta acestei curți. Cei care ieșeau vii erau torționarii. Care era sentimentul din inimile lor? Sentimentul datoriei împlinite? Nici nu mă pot gândi la singurătatea acestor oameni, la drama și poate că nici nu era singurătate, era o adevărată armată herghelie sau, eu știu, legiune de demoni care îi poseda. Dar în orice caz, cei care au ieșit vii de aici au ieșit cu multe umbre în suflet. Fie că au fost persecutați, au trebuit să depășească traumele pe care le-au suferit aici, fie că au fost oameni care i-au torturat pe ceilalți și care se vor împățișa într-o bună zi în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Camerele în care prizonierii petreceau prima săptămână în lagărul de la Auschwitz era de fapt o cameră care nu avea absolut nimic decât niște fân pe jos. Deci ei stăteau pe fân și dormeau acolo pe fân, pe paie. Mă uit, de exemplu, la câteva poze. Ne uităm la câteva poze aici pe hol. De exemplu, Carla Lorenz din Cehia sau Rosa Vejda sau Maria Hartan sau Mieczislav Pavlovski, un bărbat, sau Ianuarius Anio. Ne uităm puțin mai încolo, unde este un perete pe care sunt femei. Nimic din trăsăturile acestor persoane nu amintește că au fost odată femei, mame, femei sensibile. Există o expresie de îndârjire pe fețele lor. Sunt unse scurt, figuri aspre, unele lovite, iar în centru e o femeie, Anna Pilch o cheamă, o poloneză cu un ochi lovit și cu multă tristețe și disperare în privirile ei. Care e drama oare acestei femei? Sub numele ei este doar un simplu nume, 15.674.
înaintea lui Dumnezeu, însă e o poveste întreagă. Puțin mai devreme îți sugeram să te plimbi pe aceste coridoare înconjurate de fotografii cu portrete ale celor care au fost închiși aici și îți sugeram să mergi privindu-i în ochi. Pur și simplu plimbă-te și urmărește-le expresia feței. Apoi zi-mi ce simți, care-i sentimentul și ce citești în privirile acestor oameni. Dacă mergi așa pe coridoare și te uiți în ochii celor din poze, nu poți să vezi decât o disperare groaznică. Nu vezi un bărbat sau o femeie din aceste poze zâmbind sau ci toți sunt cutremurători de triști, de apăsați, de disperați, incredibil. Și dacă tot preferăm confortul și intimitatea, aici totul este risipit. Băile sunt în comun, WC-urile sunt în comun, totul este în comun. Dezumanizare totală. Nu putem vorbi de sentimente. Putem vorbi doar de copii care au rămas aici. Copii care nu și-au mai putut realiza visele. Părinți care și-au privit copiii cum mor. Din Polonia, Heinz Israel Nitke, Chaim Israel Degen, Rubin Juker, Schmul Himmelfarb, Ernst Israel Steinhard, Josef Wein. Aceste noi capacități de ucidere în masă și-au arătat foarte curând productivitatea. Dimensiunile crimelor din această perioadă au depășit orice limită a inimaginabilului. Aceste crime se executau sub deviza muncă eliberată, înscrisă pe frontispiciul porții de la intrare cu litere de fier forjat. Dovada cinismului conducătorilor naziști. Semnificația fiecărui slogan urma să fie prea curând înțeleasă de către deportații aduși cu forță în lagărele respective. Atât înainte cât și după transportul lor efectuat cu trenuri de marfă, ca niște vite, deportații erau dispuși în rânduri compacte și sortați pe peroane, apoi trimiși în aceste clădiri. Bătrânii și copiii erau despărțiți de grupurile apte de muncă și au fost pregătiți să facă ultimul drum al vieților către camerele de gazare, ascunse sub forma unor dușuri. Deportații apți de muncă au fost încadrați în așa numitele spații de carantină, au fost bajocoriți și înfometați, își pierdeau încetul cu încetul personalitatea. Aceasta a contribuit și înfățișarea lor după ce erau tunși. Dintre meseriile lor, fermier, zidar, doctor, călugăr, profesoară, farmacistă, învățătoare, funcționară, educatoare, muncitoare, translator, chelnăriță, pantofar, tipograf, grădinar, lăcătuș. Stăm acum pe o alee superbă între flancată de niște mesteceni albi. Este o imagine extraordinară, dar dincolo de alee urmează gardurile de sârmă ghimpată, știți, acele garduri arcuite spre vârf, stâlpii arcuiți spre vârf, sârmă ghimpată prin care trece curent electric, prin care trecea curent electric de înaltă tensiune, deci oricine ar fi încercat să scape nu putea. Erau două rânduri de garduri de sârmă ghimpată, chiar trei rânduri străbătute de curent electric, nu se putea scăpa. Stăm acum în fața unei mari mulțimi de obiecte rămase de la cei care au trecut prin Auschwitz și care n-au mai ieșit niciodată vii. Pomoci de barberit, perie de papuci, periuțe de dinți, perii de haine, șaluri de rugăciune ale evreilor, creme de față, proteze rămase de la cei invalizi, cârje, brâuri ale celor invalizi care erau handicapați, multe proteze de picioare omenești, proteze de sus până jos, cei cărora le lipsea câte un picior aveau proteze, proteze care au rămas în urma lor ca o dovadă a faptului că au trecut pe aici. Oale, tot felul de oale, de vase pe care probabil și le-au luat cu ei în ideea că undeva vor avea nevoie de ele să le folosească. Gospodinele și-au luat ibrice pentru ceai, lampă de petrol, linguri, furculițe, foarfeci, site, răzători.
Auschwitzul a fost cel mai mare lagăr nazist german de concentrare și cel mai mare lagăr al morții. Între anii 1940-1945, naziștii au deportat cel puțin 1.300.000 de persoane la Auschwitz, dintre care 1.100.000 evrei, 150.000 polonezi, 23.000 țigani, 15.000 prizonieri sovietici de război și 25.000 prizonieri din alte grupe etnice. 1.100.000 din aceste persoane au murit la Auschwitz. Aproximativ 90% dintre victime au fost evrei. Trupele speciale SS, care SS înseamnă Schwarze Zorne, adică soarele negru, deci erau ocultiști naziști, erau îndrăciți, pur și simplu, erau demonici. I-au omorât pe majoritatea dintre aceștia în camerele de gazare. În camerele de gazare nu era voie să vorbim acolo pentru memoria celor uciși acolo. Erau băgați înăuntru, li se spunea că merg să facă duș, erau dezbrăcați complet, băgați înăuntru și apoi începea să curgă un gaz numit Ciclon B. În felul acesta erau gazați, se urca unul peste altul, la sfârșit s-au găsit piramide umane, pentru că se călcau în picioare să ajungă la... Era o gaură în tavan prin care curgea acel gaz, dar ei credeau că este aer, prin care probabil că intra puțin aer și intrau acolo să se urcau unul peste altul ca să ajungă la aer, apoi erau băgați în cuptoare și arși în cuptoare. La final nu pot decât să înalț o rugăciune către Dumnezeu de aici, de pe străzile din Auschwitz, din lagărul de concentrare de la Auschwitz. Auschwitzul Osiek este un oraș înfloritor și frumos acum în Polonia. Nu pot decât să înalț o rugăciune către Dumnezeu de aici. Doamne, Tată din Cer, în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog, nu înțeleg de ce s-a întâmplat așa ceva și cu siguranță este greu să înțelegem de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Doamne, știm că Tu n-ai pierdut niciodată controlul asupra istoriei. Nici atunci când Hitler a fost la putere, nici atunci când Stalin a fost la putere. Stalin a omorât mult mai mulți oameni decât Hitler. Nici atunci când alți dictatori, când alți oameni răi, nici atunci când răutatea a fost la putere în lumea noastră, nici atunci când mamele își omoară copiii în pântece, n-ai pierdut niciodată controlul. Ești în control. Îți mulțumim că Domnul Iisus Hristos este numit mielul lui Dumnezeu, mielul de jertfă, cel care ridică păcatul lumii. Îți mulțumim că păcatele tuturor celor care le-au adus la crucea Domnului Iisus Hristos au fost iertate, au fost răscumpărate, au fost șterse pentru totdeauna. Îmi pare rău de cei care n-au cunoscut pocăința în timpul vieții și care au ajuns la cel pe care l-au slujit. Îți mulțumim că noi suntem ai Tăi și că vom ajunge la Tine în cerul pe care ni l-ai pregătit. În numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim că ne iubești și îți mulțumim că într-o zi vom vedea toate lucrurile, vom cunoaște toate lucrurile, vom înțelege absolut totul și știm că voia Ta este bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Aici se încheie, stimați ascultători, prima parte a acestui material realizat pe străzile Auschwitzului în Polonia, pe străzile lagărului de exterminare de la Auschwitz din Polonia. Data viitoare vom continua cu impresii și de la Auschwitz, dar vom merge la Birkenau, acolo unde sute de mii de oameni și-au găsit sfârșitul în timpul perioadei naziste. Îmi pare rău pentru acest subiect abordat astăzi, dar trebuie să cunoaștem istoria. Este important să o cunoaștem ca să nu o repetăm pe viitor. Aici se încheie episodul de astăzi al emisiunii La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!